Și totuși va exista tenis și după Halep, o puștoaică din București. Uimește lumea la vârsta ei. Pentru că nu avea rivale când era mică, ea se întrecea cu fetele mai mari cu 5 ani. Maria joacă de la 14 ani la senioare. La 16 ani, puștoaica se duelează deja de la egal la egal cu fetele mari. La început a fost greu, dar după aia am început să mă obișnuiesc și acum chiar nu mai este nicio diferență între mine și ele. Micuța din București făcea balet la 3 ani. Părinții au dat-o și la înot, însă ea a fugit la tenis. Tatăl ei s-a întors din Franța ca să o antreneze. Pe teren, da, este dur, cum și trebuie. El îți dorea mai mult să devin balerină sau un medic. Mama mă ducea la cursurile de not și am rugat-o frumos dacă pot să fac și eu tenis. La 19 ani cred că o să fac performanță, mare performanță. Lucrurile merg din ce în ce mai bine, ea psihic a înțeles care este nivelul ei. Am răbdare cu ea. Maria lovește cu stânga ca idolul ei, Nadal. Fata încă nu a întâlnit-o pe preferata ei, Halep. Să jucați poate și un meci împreună? Cine știe, poate în curând o să și jucăm, da. Ea își găsește timp și pentru bucuriile adolescenței. Îmi place să merg la shopping cu fratele meu și dacă sunt plecată, să merg la mare.